Stimați pacienți, ați vorbit despre afecțiunile tubului digestiv. M-ați întrebat de foarte multe ori ce avem pentru tubul digestiv, ce avem pentru bola stomacului, acum în care în ultimii 10 ani în toată lumea din ce în ce mai mult afecțiunea asta, helicobacter, de care mă sună foarte mulți români și din Europa și din țară, mă sună săptămânal. Săptămânal mă sună, poate, poate și de 4 ori pe săptămână. Ei, pentru Helicobacter avem cel mai bun produs, avem ceaiul pansament digestiv care e combinație de 18 plante, tintura de obligeană care se pune o zi, trei linguri în cărnile cu ceai, a doua zi se pune tintură de ghinzură, o zi cu o zi. Deci tintura de obligeană și cu tintura de ghinzură și cu ceaiul pansament digestiv e cea mai bună variantă pentru eliminarea, cum am spus, al microbul Helicobacter trastomac. Pentru ulcer cu nișe, ulcer vechi, ulcer duodenal, se poate lua tintura de ghințură și, și ceaiul pansament digestiv. Ulcer de 5, 6, 7 ani, dacă se consumă cura cu ceaiul 3 luni de zile, poate fi cicatrizat. Pentru ulcer mai vechi de 10, 12, 15 ani, poate să fie o cură mai îndelungată, dar pacientul are telefonul pe ecran, poate să ne sune, poate să facă comandă dacă mai este nevoie. Acum depinde și de recimul pacientului. Dar facem o paranteză și întoarcem mai la Helicobacter. Cum am spus, deci, deci pentru, pentru a elimina helicobacterii, deci cel mai bun produs este ceaiul pasmen digestiv, tintura de obligeană, tintura de ghințură. Le găsim fie în plafare, prin țară, fie la farmacia BBT, la farmacia TEI din București, zona Sucevei, Comuna Vulturești, cum a spus, Mănăstirea Sfântul Ioan. avem Toată țara avem plafare, drogherii, farmacii, în toată țara avem. Pacienții care vor să le vină coletele acasă, că e acum e pandemie, poate să ne sună, poate să ne caute și vă vine coletul acasă în două zile imediat. La numele afișate pe ecran, ne sunați, ne sunați în caz că e telefonul cumva vreunul ocupat, sunați pe telefonul celălalt, avem trei de telefon la care răspund muncitorii noștri și au care preau comenzi. Acum foarte mult întreabă cum se bea ceaiul de stomac cu tintura de obicei, cu tintura de ghințură. În prima zi se ia tintura de ghințură 3 trei căni cu ceai de departament de și cu o lingură în fiecare cană băgat, a doua zi se ia cu de obligeană, o zi cu o zi. Dar după o cură de două, trei luni de zile, poate să ia în fiecare dimineață și preventiv acel ceai, n are contraindicații, că mulți ne întreabă, domnule, am eliminat, nu mai am helicobacter la stomac, nu mai supăr, nu mai am probleme, ce să fac să mai consum, nu mai consum. Domnule, dacă vă oferă, puteți să mai consumați, că nu face niciun rău. Nu, nu n are contraindicații acest ceai. Puteți lua oricul ghințăr, oricul obligeant, după ce nu mai simți nevoia că aveți afecțiunea respectivă. Deci, cum am spus, cura să face o lună, două luni, trei luni, dacă e nevoie, chiar și patru luni. Acum, depinde de când l-a instalat în corp persoana respectivă.